Hai, salut tuturor! Astăzi povestim despre cum să mergi prin trafic și, la fel cum am mai făcut în trecut, vorbim despre pericolele la care ne expunem în timp real, live, și le comentăm ca să vedem cum putem să ne... să le fentăm, da? Fentăm pericolul, ca să nu fim un pericol. Corect! Mai întâi verificăm, apăsăm pe butonul ăsta de aici, din stânga, ca să n-avem semnal, pentru că l-am folosit până acum și de cele mai multe ori se uite că ai semnalul pe motocicletă. Este o greșeală de începător, se iartă, nu este nicio problemă, dar te poate pune în pericol. Mamă, în ce forță am început! Mergem cu 50 la oră, suntem atenți la trecere, stânga-dreapta, ne uităm la doamna să nu sară de pe bancă, ăștia să nu intre pe contrasens pentru că ăla nu are lumină, ăla mi-a ieșit în față, s-a oprit. Încep să pun frână de pe aici, cu 100 de metri înainte, îl salut pe ăsta. Mai pun o dată frână, vedem, doamna nu vrea să fie în traversare, mi s-a băgat ăsta în față, fac stânga, mă aștept să dea semnal să treacă și el pe banda mea. Am stat puțin, m-am uitat în oglindă, am văzut fața, înseamnă că nu a avut intenția să iasă. Atunci am putut să trec. Cel din dreapta de aici... las ușor până văd că se uită spre mine. Cel mai bine este să te uiți și să fii atent la șofer. Ăsta nici măcar nu s-a uitat în dreapta. Cel mai probabil credea că are și prioritate. Dar nu are, eu aveam prioritate. Revin la ce spuneam mai devreme. Cel mai bine este să te uiți la fața șoferului ca să-ți dai seama de intenția lui. Aici pe dreapta se poate deschide o ușă, te mai uiți și tu în oglindă, vezi dacă e cineva în mașină. Dacă are oglinda trasă, cel mai probabil în mașina aia nu e nimeni, dar trebuie să fii atent și la mașina aia, pentru că poate s-a închis mașina, stă cu oglinda oprită și la un moment dat iese brusc din mașină, direct peste tine și te dă pe jos. Bravo, motorrider! Groapă, o ocolim, bineînțeles. Hău, sărim, bineînțeles. Este o doamnă pe mijlocul drumului, o las mai încet că nu vreau să o sperii. Că dacă se sperie s-ar putea să pice, dacă pică filmăm și facem mai multe vizualizări, dar nu astăzi. Ne uităm dreapta, nu vine nimic, stânga nu mică. Ați înțeles voi, mergem mai departe, încă o gură de canal, cineva cu câinele, câinele poate să iasă, unul e în lesă și celălalt e în lesă, pune în frână, mergem mai departe. Gură de canal, gură de canal, pune în frână, nu știm dacă se aruncă cineva pe trecere, dăm semnal dreapta, ne uităm stânga-dreapta, la trecere, stânga-stânga de 3 ori, nu vine nimeni, ne-am băgat, bam frumos, astea sunt alea nasoale pe mijlocul drumului, trebuie să le ocolim, facem stânga, semnalul stânga, ne uităm în oglindă, ne uităm și cu capul, poate este cineva. Acum devine partea mai interesantă. Care e partea interesantă? Slalomul printre mașini. E ceva normal? E ilegal? Unii zic că da, alții zic că nu. Cu motocicleta, dacă stau acum pe căldura asta, mă încing, mă fac vai de capul meu. Așa că... și dacă e ilegal, până la urmă, motorrider merge! Pentru că de asta ne luăm motocicletă, să fluidizăm traficul și să nu îl îngreunăm. Pentru că eu acum, dacă mă opresc în spatele lui ăsta roșu, ce o să se întâmple? Ei bine, o să mai stea ăștia din spatele meu încă o distanță de mașină, ca și cum ar fi o mașină aici. Deci nu fluidizăm traficul, ba mai rămâne, îl încurcăm dacă nu intrăm printre mașini. Asta ca o scuză ca să nu spuneți că suntem hateri. Suntem atenți să nu deschidă ușa stânga-dreapta, stau cu piciorul pe frână în dreapta. La fel și aici cu mâna pe ambreiaj, în caz că vreau să opresc. Domnul vrea să facă stânga, asta înseamnă că noi putem să ne băgăm prin dreapta. Ne-am văzut semnalul, da? Asta înseamnă că el vrea să facă stânga, în dreapta nu are nevoie de spațiu, vine o ambulanță din spate, cei de aici se vor da către banda mea, stau pe dreapta. Aparent avea nevoie de, nu avea nevoie de spațiu, așa că nu s-a mai dat nimeni încoace. Mai am o baterie, hai că facem vlog de 5 minute. Nu știu dacă am spus salutare și bine ați accedat pe canalul meu, cred că am spus, în fine, haide că mi-e cald, frate. Plecarea din pantă. Să o înveți, ești în București. Avem ceva pe aici? Nu prea avem plecări din pantă în București, dar te ajută. Te ajută în trafic când mergi între mașini, să-ți iei echilibru, să faci chestii. Foarte mult și important e să înveți să mergi încet cu motocicleta, fără să o balansezi foarte mult. Pentru că dacă mergi printre mașini, o să ai nevoie de acest skill. Da? Aici poliția, stă poliția. Ce, la ce să fii atent la poliție? Nu, ei sunt atenți la tine, stai liniștit. Doamna să nu sară, deși are roșu, ne uităm. Verificăm, mergem mai departe. Soarele în față, foarte nasol, pentru că nu vezi ce se întâmplă pe trecere, mai ales pe o astfel de stradă cum e șoseaua Chitilei, ca aici, da? Domnul din stânga cu Loganul s-ar putea să facă dreapta, merge mai mult pe banda mea decât pe banda lui.
Dar ne uităm ce vrea să facă, a pus frâna, trece mai departe, pentru că mă și văzuse în oglinda din dreapta. În oraș, foarte mult, oglinzile folosite sunt cele din stânga și din dreapta. Pe DN-ul, autostradă și drumuri naționale de mare viteză, sunt folosite oglinzile retrovizoare, cele de sus, da? Pentru că ăsta e reflexul unui om. Pe DN-ul nu prea mai de ce să te uiți stânga-dreapta când mergi cu viteză, decât când schimbi banda. Și atunci te uiți în aia retrovizoare că vezi din ambele benzi. Așa că aveți grijă și uitați-vă la oameni, faceți-vă cât mai văzuți. Nu am curaj să traversez tirul ăsta. De ce? Poate să-mi iasă o mașină din dreapta să mă împinge în el? Să mă împinge, da, corect, Motorrider, să mă împingă. Sigur că da, se poate întâmpla. Ce se întâmplă acum? Ce fac eu? Vin niște gropi, dau semnal de stânga, mă uit în spate și în oglindă și am trecut. Și acum ce fac? Păi stau lângă domnul cu BMW sau doamna cu BMW, n-am apucat să văd ce e la volan, că îmi bate soarele în ochi și nu văd, dar este facil pentru mine pentru că mașina lui este joasă și văd ce se întâmplă în fața ei. Vine un motociclist, are curaj, ieșit de la pompieri, frumos echipament, serviciu de ambulanță. Felicitări. Îmi oferă o facilitate, ăsta ce vrea, să bage pe banda mea. Hai că nu mai știu să vorbesc astăzi. L-am lăsat, bineînțeles că îl las. Da, nu așa e frumos și nu așa se face. În fine, vedeți de ce spun? Mă uit și în spate că în caz de ăsta nu vede și mi-intră în fund. Succes puțin de ghidon în stânga și dacă mă lovește, mă duc în stânga, nu în ăsta din față, să mă prindă la mijloc. De ce un avantaj să stai în spatele unei mașini mai mici când ești cu motocicleta și o motocicletă înaltă? Pentru că vezi ce se întâmplă în față și ai timp să pregătești manevra în caz de se întâmplă ceva, un accident, o frână brusc, ai timp să vezi, ai timp să o colești. Și atunci este foarte bine să-ți păstrezi skill-ul ăsta. Mamă, frate, dar ce fum scoate ăla, ei! Au! Ce groapă am luat. Salutăm motocicliștii, dar nu ne uităm la motocicliști. Uite, m-am dat mai pe stânga, am văzut că e ieșit cel cu mașina de aici, domnul cu Loganul, se putea băga peste banda mea fără nicio jenă. Nu am făcut-o, dar o putea face în caz de ieșa cel din dreapta și îl împingea în mine. Da? Mi-am ținut o distanță de precauție. Mai filmează, mai filmează. Și spuneți-mi și mie să mai facem astfel de videoclipuri informaționale și să comentăm și amuzante în același timp, dar pline de învățături. Comentăm ce facem în trafic, de ce? Ca să știți și voi la ceea ce să fiți atenți. Sau cel puțin la ceea ce mă uit eu și la ce sunt eu atent. Lăsați-mi acolo un comentariu, pentru că seria asta este începută de ceva timp, lăsați-mi un comentariu dacă să mai fac astfel de videoclipuri. Fai de capul meu, tati, cât ce dai spray, ne dai fum la toți, de-aia să grăbea el să fie primul. Aoleu, dă să-mi închid casca, băi băiatule, ce dă ăla fum, mie nu-mi vine să cred. Aoleu, ne dăm mai pe stânga, astea sunt de-alea, copuri din-alea săpate în asfalt de tiruri și sunt foarte periculoase, da? Te fură, te duc stânga, dreapta, sunt periculoase, te aruncă. Da? Și dacă nu ești atent la ele, s-ar putea să te întâlnești cu asfaltul. Îți sucește ghidonul efectiv și nu mai ai timp să reacționezi dacă te prinde nepregătit. Am văzut acolo în față un semnal de la o dubiță. S-ar putea să facă dreapta, cei din fața mea o să frâneze, da? Îmi țin distanță, că nu știu cât de repede o să frâneze cel cu dubița, nu știu cât de pregătiți sunt cei din fața mea. A dat semnal dreapta și aparent să duce în stânga din câte văd, nu? Aoleu. Spunem și outro, spunem și outro. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșit cu mine. Eu am fost Motorrider. Nu uitați să fiți și voi un Motorrider de pe www.motorridershop.ro. Le mulțumesc sponsorilor noștri de la înmișcare.ro, magazin de echipamente și accesorii moto. Dacă vrei să susții tu acest canal, o poți face prima alăturarea pe canalul meu de YouTube în comunitatea de membri. Iar până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine, pa!